Înțeles în mintea cui ai fost, în mintea cine a fost în mintea ta, sar din mintea, da? Ieși din mintea colectivă, câți erați? 2, 3, 10? Secte, gașcă, zic cum vrei, da. Da, asta zicând, ai... Răsturnat propunerea copilului, pajului de bănuți. Venea cu o ofertă, ai răsturnat-o ca să stea în mintea ta sau tu să stai în mintea clanului, eu știu, al mama, al tata și tu, și tu cu noi, un fel de, știi? Un fel de vii în copacul neamului, vii că mi-ești dragă și stai și tu acolo în, și lasă-mă și pe mine să, să trăiesc pe... Dar nu merge. Acum se iese, se zboară și oricine ți-ar spune, copilul, părinții, rudele, prietenii, cei mai buni, să-ți spună, domnule, nu e așa cum zici tu, e altfel, asta e lumea lor, e altfel, a ta o proiectezi fix așa cum spui. Dacă vezi ceva și înțelegi ceva, da? Că s-a aruncat pe tine privirea cuiva, privirea, auzi tu, ochii cuiva care nu prea văd, da? Și tu ai văzut ceva într-un colț și vezi la... din familie, din prieteni, din colegi, zic cum vrei, iubitul, iubita, vezi ceva ce vedeai tu din colțul tău, vezi, da? Și înțelegi și depistezi, da? Detectiv mistic ești, nu uita. Eu mai zis asta, mai de mult am înregistrat, da. Da, te miști mai departe într-o viteză nebună și se schimbă totul. Înțelegând, am mai zis, înțelegi multe și, da, strong opinion. Și ai o părere puternică și nu-ți poate sta nimeni în cale. Știi? Cât de mișto nu ți-ar părea și, wow, și te-a ghidat omul și e super mag și toată lumea în 3D poate se închina la, eu știu, la el sau ea, da? Și tu, pentru tine nu mai e, nu mai e nimic, nimeni, nu mai contează, da? Ai sărit în lumea ta unde... Tu hotărăști, tu un fel de dea, mi-aduc aminte acum, săritură cuantică și nu-mi ieșea, nu înțelegeam unde sunt și am dat peste cineva din fete cu ghiocul și era pe un șantier și urla în gura mare, nu-ți iese, nu e bine, dă comandă, zi, eu comand, de azi înainte să fie așa și așa și așa, ei, ceva de genul, comandă, dă comenzi în stânga și în dreapta până nu, da, intri într-un poligon și faci exerciții. Meditezi, zi cum vrei, vizualizezi și se întâmplă lucrurile cum trebuie să se întâmple, da. Ai răsturnat lumea cuiva acum. Ce scrie aici fără ochelari? Succesul și confidența cuiva ai răsturnat. Gata. Da, și omul era foarte confident, era foarte încrezut pe sine sau cum e corect. Când îți zice nu e așa cum zici tu, nu, da, lasă, un fel așa printre altele, știi, aruncă și e foarte veridic, dar n-are cum, tu ai o intuiție, tu ești, da, detectiv mistic ești, nici măcar ești mai sus decât mag, alchimist, ești 007, Bond, James Bond, da, Bonda, vagabonda, da, ceva de genul, nu te mai păcălește nimic, cât de mișto și de, să zici, wow. Trebuia să-i zici cuiva de lângă tine, trebuia să te naști actor, da? Și acolo făceai bani. Nu mai merge. Asta zicând, da. Ești în energie când ai ieșit din anulare mod, din strangulare, da, transformare. Era suspendat, așa, suspendare mod. Și tot clear-ul și se clear-uie. Hai să vedem aici, de mult nu m-am uitat. Așa ceva. Da. Imediat, roata norocului, ai urcat pe ea și ai plecat. Dar vreau să văd. Acum ai ieșit din triunghi. Cum ieși din triunghi? Gata, plec, nu vreau să, da, să particip. Nu contează că rudele se bagă, prietenii, colegii, de partea mea, de partea cuiva, de partea, da? În proiecția... scenariului, visului meu, se bagă cineva cu părerile. Da? A ieșit, asta însemna triunghi.
Ai ieșit, ai intrat în scenariul, ce înseamnă să ieși din triunghi? Intră în scenariul tău. Se personalizează. Da. Ce-i cu... Da. Pornește... Te prostește, lași mai prost, mai proastă, da? Și așa zici. Așa zicea cineva. Fă-te, zici tu, dă-te și tu, fă-te prost, proastă și nu sunt... Nu te mai bagă nimeni în seamă, te lasă în pace și îți vezi de drumul tău, da? Copacul neamului, da. Patru crengi. Ai de descoperit. O creangă ai descoperit nou, mai ai încă trei crengi de descoperit. Când faci curățenie, da? Acaparezi lumea, cum am mai zis. Asta zic, când ai băgat pe cineva în câte de cuțite? În nouă de cuțite. Ia uite cum arată. Vai de noi, da? Pentru că ce-i cu ea? Da. Ești în energiile reginei de cupe, de băte, da? Și îți faci drum, îți croiești drum și intri în labirint dacă trebuie. Ieși din labirint, te simți ca la tine acasă, în toate labirintele propuse. Și ai nouă de cupe pline. N-ai nicio treabă. Cam asta, asta vreau să zic. Permit. Ce-i cu... Da. Cui copil a intrat în... copilul regelui de bâte sau regele de bâte a ajuns până la mintea copilului. Un fel de copiii magilor ar putea să se bage în... să învețe magie și să se trezească brusc... Copilul de 20 de ani se trezește brusc, are 55 de ani, știi? Că vrea mai repede, vrea să devină mag și se trezește într-o zi, are 30 de ani trecuți. Ce-a fost asta? Când a fost? Da? Și are un comportament de puști, de 25 de ani. Și acolo, acolo suntem noi, fetele, cochetele, da? Dacă dăm peste așa cineva, știm unde suntem. Și băieții. Da? Cu cine rezonează. Și a intrat în 10 de cuțite acum. Și a dat seama ce i s-a întâmplat. Un fel de dau jumate de regat sau dau tot regatul să-mi întâlnesc iubita cea mai tare măguță sau să fiu mag, cel mai tare mag de pe pământ. Și gata, chiar că a intrat în 10 de cuțite. Fiind copil. Paș de... Da? Pentru că vrea să afle, e pe drumul cunoașterii și e minunat și cam ăsta e drumul, cam ăsta e drumul care, să zicem, eu sau tu trebuia să-l facem, dar n-am avut curaj, n-am avut coaie. Ei, copilul, uite, dându-și seama de ce urmează, să nu se trezească la 100 de ani, s-a aruncat acum în... Da? Da, foarte frumos. Și îți dă de înțeles cam în ce scenariu sari. Sari acolo unde până acum nu știi ce s-a întâmplat. Ei, ai sărit direct în, ai sărit în scenariu unde toată viața te-ai aruncat în, pe drumul cunoașterii, în devenire, să-ți remembering ce mag mișto ești și cum știi să le faci. Și în rest, amintirile din alte scenarii, profesia, părinții, prietenii, copii, da? Asta zicând, asul de cuțite, ține coroană, da? Uite ce frumos! Drumul.